Polițiștii giurgiuveni au acționat la sfârșitul săptămânii trecute pe toate drumurile naționale și județene din județul Giurgiu, iar neregulile rutiere nu au lipsit. Oamenii legii au aplicat 290 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 100.000 de lei și au fost întocmite 15 dosare penale pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. Aș exemplifica 4 accidente rutiere ușoare, soldate cu rănirea ușoară, fie a conducătorului auto, fie a pasagerului din mijloace de transport, un caz de refuzare de recoltare a probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, 3 persoane depistate conducând autovehicule fără să posede permis de conducere, 2 autoturisme neînmatriculate și 2 persoane care conduceau autoturisme sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au reținut 15 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare.